Circulăm mult cu mașinile și scoatem din buzunar bani frumoși pentru carburanți. Prețul benzinei se duce cu o viteză năucitoare către pragul de 6 lei pentru un litru. A ajuns practic mai scumpă decât înainte de pandemie și haideți să vedem. Pe 29 mai 2019 plăteam pentru un litru de benzină 5 lei și 83 de bani. Atenție, vorbim despre prețul mediu. Atunci, înainte de pandemie, a fost, să-i spunem, vârful. Apoi a venit pandemia, iar pe data de 8 mai 2020, practic la un an distanță, scoteam din buzunar, tot pentru un litru de benzină, 4 lei și 27 de bani. Erau atunci în vigoare încă restricții de circulație. Și a fost cel mai mic preț din ultimii ani, dar nu ne-am bucurat prea mult. De atunci tarifele au început să crească, iar astăzi, 5 august 2021, vorbim despre un preț de 5 lei și 97 de bani. Repet, este un preț mediu. La unele benzinării poate trece de 6 lei. Motorina, evident, urmează și ea același trend. Unde vom ajunge, doamnelor și domnilor, vedem în reportajul următor. Dacă acum câteva luni un plin de combustibil la un autoturism ajungea la aproximativ 250 de lei, ei bine, acum un astfel de plin depășește suma de 300 de lei. Păi țara asta e praf oricum, așa că ce părere să mai am? Afectează această scumpire? O afectează pe toată lumea. Iar efectele vor fi în lanț. Transportatorii amenință că vor crește tarifele pentru serviciile de transport, iar de aici urmează noi scumpiri. Noi vom face toate demersurile să vedem de ce cresc aceste prețuri. Înțelegem că a crescut barilul internațional, bla bla bla. Dar cred că guvernul României trebuie să vină în sprijinul nostru, scăzând accizele, vom rămâne la un tarif rezonabil, la un preț rezonabil al motorinei. În momentul când vedem că guvernul nu ține cont și de opiniile noastre pertinente, până la urmă, nu cerem aberații, atunci singura noastră soluție este protestul. Și taximetriștii spun că vor fi forțați să crească tariful. Păi ne afectează, normal. Drept dovadă că la compania noastră, în curând rând, se va scumpi tariful. Pe data de 15... Cei mai norocoși sunt motocicliștii. Pe mine nu prea mă afectează deocamdată. La 3 litri la 100 e foarte bine. Acum problema e că o să se scumpească și restul produselor. Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților se va resimți în tot ce cumpărăm. Legume, fructe, carne, pâine.